Soarta lui Kipciu se va decide în câteva zile. Patronul CFR-ului va discuta cu el și cu Șumudică după meciul cu Young Boys Berna. Kipciu poate ajunge în Turcia. Campioana visează la grupele Champions League. Costache vrea să dea gol cu elvețienii de la Young Boys și să-și facă un cadou de ziua lui. Vârful lui Șumudică a împlinit 23 de ani. Islandezul Sigur Jonsson a jucat 3 ani în Elveția și știe bine pe oamenii de la Berna. I was playing in Switzerland for 3 years, so I played many games against this team, so it's good to know their strength and their weaknesses. O partidă dificilă cu o echipă bună, o echipă care joacă de 3 ani împreună. Au schimbat foarte puțini jucători, practic au schimbat doar antrenorul. Și Budica l-a dat afară pe Kipciu după scandalul de la antrenamentul de luni. CFR ar vrea să-l ia pe Budescu. Salariul fotbalistului este problema cea mai mare. Budescu este un jucător pe care l-am văzut cu toții, știm valoarea lui, calitățile lui sunt indiscutabile, dar se află sub contract în continuare, cu un salariu mult prea mare pentru CFR Cluj. Și Mudică le-a cerut fanilor să susțină campioana. La Cluj se visează la grupele Champions League. Fanii CFR-ului care merg la meci se testează anticovid la stadion, doar 20 de lei trebuie să plătească pentru un test antigen. Un meci câștigat sau o calificare ar însemna enorm, nu numai pentru România, cât și pentru CFR, să ai o echipă calificată în play-off de Champions League.